Cineva s-ar duce la cel mai performant consilier, nu ar ajunge niciodată la starea sufletească pe care un om o experimentează în prezența lui Dumnezeu, când simte că pur și simplu nu mai are nicio apăsare, când pur și simplu se simte liber în ciuda la situații grele prin care poate să treacă. Omul rămâne o ființă limitată și el însuși cu foarte multe probleme, pentru că este un muritor ce tranzitează distanța dintre maternitate și mormânt. Însă Dumnezeu, el poate să ridice pe om, poate să-l vindece de orice boală și să-l ierte mântuindu-i sufletul. Pentru că oameni sunt 8 miliarde, Dumnezeu este unul singur. Trăiască Domnul! Dumnezeul care ne-a creat, care ne-a dus până astăzi, care ne-a mântuit sufletele și care este aici să atingă ființele pe care le-a binecuvântat în călătoria vieții lor. Suntem într-un loc unde putem să ne lăsăm bagajele. Frica, depresia, anxietatea, descurajarea, percepția că ești singur, nebăgat în seamă și fără valoare, pentru că oamenii mândri și aroganți ți-au dat impresia că ești un nimeni. În fața lui Dumnezeu avem toți aceeași valoare, ca și în fața morții. În fața lui Dumnezeu nu are nicio importanță cât de nou este costumul, cât de țanțoș este cineva, ci are valoare o inimă smerită, care își recunoaște vinovăția și care are încrederea să-L proclame pe Hristos ca Mântuitor și Domn. Binecuvântat să fie Domnul! Dumnezeul acesta a binecuvântat casele noastre. Dumnezeul acesta ne-a ridicat și ne-a adus înapoi de la spital și ne-a mai dat zile și ne-a introdus în anul 2023. Trăiască Domnul! În Dumnezeul acesta ne angajăm să ne încredem, noi și casele noastre, cu fermitate, în mod conștient și responsabil, să ne așteptăm ca să se deschidă cerul din nou și din nou și să coboare îndurarea lui Dumnezeu peste casele noastre și peste viitorul nostru. Nu-L căutăm pe Dumnezeu pentru avantaje materiale, ci îl căutăm pentru mântuirea sufletului. Dar Dumnezeu ne cunoaște toate nevoile și în îndurarea sa, după cum ne-a binecuvântat până astăzi, va continua să ne binecuvinteze. Pentru că numele Lui e veșnic. De dimineață s-a citit un pasaj, fratele Sami l-a citit, înainte să rostească predica în limba engleză, și eu am pe inimă să-l repetăm. O să citim din Fapte, capitolul 1, o să începem cu versetul 1 și o să încheiem cu versetul 9. Teofile, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dătuse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Amin. Lăudați să fie Domnul! Preocupați-vă locurile oamenii lui Dumnezeu. Stăm în prezența Domnului și nădăjduim în harul de care avem nevoie. În harul care ne-a fost promis de Domnul
al cărui cuvânt este da și amin. Vă spuneam de dimineață și poate-s membrii ai bisericii care n-au fost și sunt acum și vreau să le acord respectul spunându-le că mulțumesc frumos pentru rugăciunea pe care ați făcut-o pentru mine, pentru Carmen, în călătoria pe care am făcut-o în România. Am fost în mai multe locuri, au fost 4 conferințe de familie, una la Rodna, una la Suceava, una la Timișoara și una la Brașov. Și apoi mai multe evangelizări unde am avut harul să fim, ne-am întâlnit cu mai mulți păstori, cu mai multe, foarte mulți oameni, rudenii, prieteni, cunoscuți de-ai dumneavoastră. Mi-am dat seama cât de vizionat este site-ul bisericii noastre, de felul în care oamenii îmi spuneau despre percepția lor și despre experiența lor cu modul acesta virtual de a ne uita la lucruri pe care nu le vedem în mod fizic. Vă aduc salutări din partea lor și de asemenea vă mulțumesc frumos pentru că v-ați rugat pentru noi. Slujba asta depășește orice om, indiferent cine este el și de cât de capacitat, educat sau instruit ar fi, pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu se face cu puterea cărnii. Carnea este folosită, că nu suntem îngeri invizibili, dar nădejdea noastră și resursa noastră nu stă în carne și nici înțelepciunea noastră omenească, deși este necesară și aceasta, ci stă în ceea ce ne dă Duhul, în ceea ce ne dă Dumnezeu prin Harul Său. În această seară, aflându-ne în perioada aceasta de post, urmând într-o săptămână să începem stăruința, socotim că e vremea potrivită să revenim mereu și mereu, așa cum facem întotdeauna când trebuie să repetăm anumite lucruri. Să revenim la învățătura aceasta a împuternicirii și să întrebăm de ce este nevoie de împuternicire. Sigur, subiectul este complex, este divers, dar cartea din care am citit, numită Fapte ale Apostolilor, are câteva idei de bază. Prima este Marea Împuternicire, iar cea de-a doua este Marea Trimitere. De fapt, împuternicirea a fost dată pentru a putea fi trimiși cu succes și cu rod. Că de ce ar fi trimiși? De ce ar fi trimis dacă nu aveau la purtător ceea ce era necesar, ceea ce era de nevoie? Marea împuternicire constă în faptul că Dumnezeu i-a dotat. A spus, luați Duh Sfânt. Când se va coborî Duhul, voi veți primi o putere. Puterea aceasta vă va face în slujirea voastră mai mult decât puteți voi, ca niște oameni muritori, să fiți. De asemenea, sunt explicate manifestările Duhului, arătarea puterii Duhului se manifestă prin manifestarea darurilor. Arătarea puterii Duhului se manifestă prin darurile Duhului, darurile spirituale. De asemenea, arătarea autorității se manifestă prin slujbele spirituale. Darurile sunt un lucru, iar slujbele sunt un alt lucru. Cel puțin o diferență între cele două este faptul că darurile se manifestă sporadic, slujbele au caracter permanent. Eu nu sunt păstor din când în când. Și pastorația nu se manifestă sporadic, ci se manifestă continuu ca o chemare spre slujire. Iar arătarea roadei Duhului se manifestă prin caracterul spiritual. Darurile, slujbele și roada, caracterul spiritual, fac parte din această înlesnire, împuternicire, dotare pe care Dumnezeu a trimis-o prin Duhul Sfânt. Înainte de înălțare, Mântuitorul vrea să predea ultimul curs, revenind asupra lui, de fapt, în acest proces de instruire. El i-a instruit pe bărbații aceștia să poată continua ceea ce a început el. Dacă cineva ar deschide o fabrică de frigidere în orașul acesta și eu m-aș angaja acolo, vreau să vă spun sincer că singurul lucru pe care știu să-l fac în legătură cu frigiderul este să-i deschid ușa și să o închid. Asta înseamnă că n-aș fi bun de nimic la fabrica aia. Dar dacă cineva ar avea răbdare cu mine și m-ar instrui, încet, încet mă gândesc ca și începe să mă pricep, mai ales dacă mi-ar da voie și să greșesc din când în când. Că fără greșeală nu poți să ajungi să performezi. Pentru că omul este neîndemânatic de obicei, dar mai ales la început. Ei bine,
Observăm că Domnul vrea să le predea ultimul curs și în versetele 4 și 5 el introduce subiectul și le spune următorul lucru. Voi aveți nevoie să se aplice făgăduința Tatălui, adică să fiți botezați cu Duh Sfânt după, repet, după ce ați fost botezați în apă. Încă o dată, voi aveți nevoie să revendicați, să primiți potențialitatea umplerii cu Duhul Sfânt să fie activată și peste voi să vină puterea Duhului, dar nu înainte ca să vă botezați în apă. Observați că este diateza activă la botezul în apă. Nu suntem botezați, ci ne botezăm. Asta înseamnă că e implicată voința personală, este implicată cunoștința personală. Omul cunoaște, asta înseamnă că nu trebuie să fie inconștient, nu trebuie să fie un copil. Că un copil nu are dreptul să conducă un automobil pe drumurile publice, nu se poate căsători și dacă nu poate intra în relație cu o femeie sau cu un bărbat, ca și soț și soție, cum poate intra în relație cu Dumnezeu, la tot puternic? Cum poate să fie responsabil față de Dumnezeu dacă nu poate să fie responsabil față de un om? Credința și manifestarea ei nu e pentru copii, pentru copii sunt jucăriile. E nevoie să fii un om mare, să-ți manifesti cunoștința, știu, apoi să-ți manifesti voința, vreau, îmi asum responsabilitatea. Botezul în apă este un semn că ai discernământ să înțelegi Evanghelia și că ai voință să o împlinești. Omul acesta este pregătit pentru botezul în apă. Ca urmare a botezului în apă, ești candidat la umplerea cu Duhul Sfânt. Această temă o introduce Hristos. Însă, priviți vă rog în versetul 5, nu 5, 6. Ei schimbă subiectul pe care Domnul l-a introdus, pentru că ceea ce Domnul le-a spus cerea mai mult decât să știi, cerea să faci. Iar oamenii au o mare predispoziție să știe, pentru că aceasta le dă eleganță, poziție și recunoaștere publică. Dar le e greu să facă. Și observați ce spun ei. Da, hai să revenim un pic, Doamne, să facem o paranteză. De fapt, când ai de gând să te întorci? Curiozitatea i-a împins să știe, că nu ne mai săturăm să știm, deși jumătate din ce știm nu împlinim. Știința spune că omul împlinește maxim 50% din cât știe. Eu știam că 18%, dar am auzit noi statistici și modific și eu punctul de vedere, că doar nu sunt eu mai deștept decât cei care se ocupă de treaba asta. Asta înseamnă că din 10 lucruri pe care le știm, 5 vor rămâne doar știute, dar neîmplinite. Suntem candidați la faliment. Dar la faliment serios. Ei, ei sunt cu cunoașterea, iertați în cacofonia. Doamne, vrem să știm, dar să împliniți nu vreți. Deocamdată vrem să știm. Și Domnul spune, nu-i treaba voastră să știți. Dar care-i treaba noastră? Să faceți. Că știți destule. Da, destule. Vă calificați după ce știți, dar nu tot ce știți faceți. Și el spune, o să vină Duhul. O să coboare și din el va curge puterea. Puterea aceasta va veni peste voi, va intra în voi. Și cu această putere înzestrați fiind, voi începând de aici din zonă, veți face ucenici, veți boteza pe oameni, le veți predica Evanghelia și îi veți învăța să-L urmeze pe Iisus. Asta este responsabilitatea. Pentru asta vi se dă Duhul Sfânt. Pentru asta vi se dă puterea. Nu s-o folosiți pentru concurențele voastre, pentru a afișa în fața mulțimii anumite percepții, nu pentru a fi calificați pentru anumite slujbe, lucrări sau poziții. Nu. Ne-a fost dat ca să slujim, să plecăm și să ne ocupăm de oameni. În timp ce ne ocupăm de oameni, să nu uităm că mesajul e mai important decât omul, dar în timp ce mergem la oameni și știm că mesajul este mai important că e al lui Dumnezeu, să nu uităm că și oamenii sunt importanți, că și ei tot al lui Dumnezeu sunt, cel puțin prin creație, dacă nu prin mântuire.
Este important să înțelegem că noi avem o tendință să știm și apoi să, dacă e posibil, să nu facem nimic. În timp ce Dumnezeu vrea să ne oprească și să ne spună, asigurați-vă că împliniți ce știți. Fiecare dintre noi suntem niște candidați la masterat și la doctorat în teologie. Vă pun 20 de întrebări teologice și cei mai mulți dintre dumneavoastră o să răspundeți în proporție de 95-99% în mod corect. Dar nu asta ne califică pe noi doar. E important să știm că dacă nu știm ce faci, că nu poți să faci ce nu știi, dar dacă doar știi și nu împlinești, atunci este ca și cum n-ai ști. Mai bine nu știai că măcar nu erai responsabil. Oamenii lui Dumnezeu, de ce este nevoie și de împuternicire? Există câteva motive pentru care cartea Faptele Apostolilor stârnește împotrivire. Este ciudat să vă spun, cartea Faptele Apostolilor prezintă oameni care prin ceea ce ei au făcut au stârnit împotrivire. Dacă vreți să nu stârniți împotrivire, să nu faceți nimic. Și o să reușiți să nu stârniți nicio împotrivire. N-o să vă zică nimeni nici pâs. Dar dacă veți vrea într-o zi să începeți să faceți ceea ce Dumnezeu a lăsat bisericii să facă, veți stârni împotrivire. Predica mea se concentrează pe ideea asta și am să vă dau câteva exemple. Mântuitorul Hristos este Dumnezeu care s-a întrupat în om. El a avut o existență anterioară, pentru că a fost Dumnezeu înainte să se întrupeze, dar s-a întrupat la un moment, da, prin Fecioara Maria în om. Ei, lucrul acesta se numește că întotdeauna când un creștin vorbește despre Dumnezeu, despre Biblie, despre mântuire, el va produce împotrivire datorită supranaturalismului pe care îl prezintă sau supranaturalului. Noi când predicăm, predicăm despre un Dumnezeu care s-a făcut om. Vă întreb, cine crede logic treaba asta? Nimeni. De câte ori s-a întâmplat asta în istoria umanității? O singură dată. Este asta de crezut? Nu, nu este de crezut. E un lucru natural? Nu. Dar cum e? Supranatural. E un lucru care se repetă? Nu. A fost o minune odată. Supranaturalismul este motivul, primul motiv care stârnește împotrivire. Adică noi prezentăm oamenilor niște lucruri ieșite din comun și apoi, ca și cum n-ar fi suficient, venim cu a doua acțiune supranaturală. Acest Hristos întrupat a murit și peste trei zile a înviat. Dar, Doamne, nu-i posibil să învieze un mort. Câți morți au înviat până acum? Păi morții nu înviază, că de-aia mor. Acest supranaturalism pe care îl prezintă Biblia și oamenii Bibliei stârnește împotrivire. Pentru că prezintă niște lucruri pe care oamenii nu sunt pregătiți și nu sunt dispuși să le accepte ca fiind reale. Hristos a întrupat printr-o fecioară. Hai, Doamne, fii serios! Hristos a murit și a înviat. Hai, Doamne, fii serios! Toate aceste lucruri ieșite din comun, neobișnuite, supranaturale, nu pot fi percepute prin logică omenească, pentru că logica este confruntată de minune și logica nu știe ce să facă. Logica face apel la lucruri naturale. Logica, când întâlnește minunea, ea se topește, ea se împotrivește. Spune, nu-i posibil! Dacă îi spui unui om logic, Luigi zboară, ce va zice logica omului la care îi spui? Imposibil! Are dreptate omul? Are! E imposibil să zbori ca ființă umană. Logica nu poate să accepte treaba asta. Logica nu poate să accepte că Dumnezeu s-a făcut om și a și murit, dar a și înviat. Este un șir de minuni care prezintă supranaturalul. Împotrivirea pe care o stârnește predicarea noastră, mesajul nostru, cartea aceasta, este în primul rând datorită supranaturalului. Tot ce a scris, tot ce scrie știința, este natural. Dacă în laborator de 20 de ori faci experimentul,
De 20 de ori este același rezultat. Dacă îmi ia de 20 de, dacă îmi ia sânge și îl împarte în 20 de fiole mai mici și le duce la laborator, aceleași rezultate sunt în fiecare fiolă dintre cele 20. Va avea 20 de rezultate din același sânge, pentru că este logic, este științific. Când vorbim însă de supranatural, logica este fără putere și este necesară credința, asumarea că Dumnezeu poate să facă aceste lucruri. Dar nu-i logic, este prin credință. De aceea a spus Dumnezeu, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude omul care face fapta, să nu fie bazată pe ce face el, ci să fie bazat pe ce face Dumnezeu, dar omul acceptă că Dumnezeu poate să facă lucruri pe care noi nici măcar nu le înțelegem. Supranaturalul este o pricină de potignire. Vrăjitoria nu e o pricină de potignire. Ghiocu și toate cititul în cafea nu e pricină de potignire. Dar Iisus Hristos, că s-a întrupat în fecioară și că a înviat dintre morți, și nu numai astea, astea sunt o pricină de potignire. Citiți cartea Faptele Apostolilor și o să vedeți că și oamenii care l-admirau pe Pavel, când a auzit de învierea morților și de judecata viitoare, i-a spus: Pavele, oprește-te, ai nebunit, mă doare capul, lasă mă pace. Așa au spus. N-au vrut să-l mai audă. Pentru că omul nu se poate ține după o povestire de genul ăsta. Când cineva vorbește, noi cuvintele, să știți că noi nu ținem minte, în mintea noastră nu se registrează cuvinte, se registrează imagini. Noi pervertim cuvântul în imagine și în mintea noastră sunt stocate imagini, nu cuvinte. De aceea, în timp ce cineva vorbește, noi creăm un film, ca la Hollywood. Dar când cineva ne spune că s-a întrupat cineva printr-o fată domnișoară, ce film să faci? Și că acel cineva a murit și a înviat, ce film să faci? Este împotriva logicii. Și dacă omul nu crede, dintr-o dată el se oprește și îi se întărâtă duhul, este enervat și pur și simplu ori ne crede nebun, ori ne crede manipulator. Supranaturalismul stârnește împotrivire. În predicile lui Pavel, mesajul despre învierea lui Hristos, despre judecata viitoare, Filip, Efes, Antiohia, Listra, Tesalonic, Berea, Corint, Ierusalim, citiți în Fapte 16, 19 și toate referințele sunt în cartea Faptele Apostolilor, veți vedea toate împotrivirile pe care le-a stârnit predica lui Pavel. Înainte să se convertească, predica despre circumcizie, despre faptele legii, despre lucruri logice și nu stârnea niciun fel de împotrivire. Era membru în Consiliul care conducea țara, în Sinedriu. După ce s-a pocăit, toată lumea îl credea ori un nebun, ori în orice altceva de genul acesta, dar toți l-au băgat în pușcărie, până la urmă a murit ucis în închisoarea din Roma. De câte ori povestește el că a fost bătut, terorizat, căutat, vânat. Pavel, înainte să se convertească, a avut o viață frumoasă, a fost un domn. Iar după ce s-a pocăit, a fost un rob. Contestat, contrazis, negat și căutat pentru a fi omorât. Evreii au căutat oameni de nimic ca să îl aducă acuzații mincinoase și ca să-l omoare. De ce? Pentru că prezenta naturalul, supranaturalul, care nu poate veni de la om, ci vine de la Dumnezeu. Dacă există supranatural, aceasta este singura dovadă palpabilă că există Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu poate să practice supranaturalul. Omul face natural. La 10 zile după înălțare, a coborât Duhul Sfânt peste oamenii credincioși, împuternicindu-i. În felul acesta a apărut energia necesară, a apărut puterea, resursa necesară pentru cele două activități de bază, evangelizarea oamenilor din lume și zidirea oamenilor credincioși din biserică. Evangelizarea oamenilor din lume și când sunt evangelizați și convertiți ei vin în biserica lui Dumnezeu și zidirea, maturizarea bisericii credincioșilor din biserica lui Dumnezeu. Acestea sunt cele două mari lucrări de bază pe care le face
manifestarea darurilor, manifestarea slujbelor și manifestarea roadei Duhului Sfânt. Pe lângă supranaturalism, încă un lucru care a stârnit împotrivire este exclusivismul. Exclusivismul dogmatic. Ce spune Biblia? Există un singur Dumnezeu și un singur Mântuitor între Dumnezeu și oameni. Dar unde-i Buddha? Nu e niciun Buddha. Dar unde-i Confucius? Nu e niciun Confucius. Dar unde-i Mahomed? Nu e niciun Mahomed. Dar cine este? Doar Iisus Hristos. E, acest exclusivism enervează 1 milion de musulmani. Pentru că Dumnezeul lor, creștinii, îl fac egal cu zero. Îl fac egal cu zero. Dacă cineva ar face-o pe soția mea, pe copilul meu, pe mine, casa mea, familia mea, cei al meu, pe Dumnezeul meu, egal cu zero, nu m-aș ofensa. Bineînțeles că m-aș ofensa. Creștinii sunt nu doar supranaturaliști, ei vin cu lucruri care nu se pot repeta, adică cu lucruri minuni. Și oamenii au probleme să înțeleagă treaba asta, că ei încearcă să înțeleagă logic. Pentru că noi nu le explicăm că trebuie să-și folosească credința, nu logica. Logica o folosești la matematică și la fizică și la chimie. Și pe lângă supranaturalism apare exclusivismul dogmatic. Doar Iisus. Dar celelalte religii, am auzit prin bisericile evanghelice de astăzi, că a apărut ideea că și ceilalți pot fi mântuiți. Am renunțat la exclusivism. Rușine. Rușine pentru orice pocăit care ține Biblia asta în mână și o contrazice. Rușine. Există mântuire doar prin Iisus Hristos. Așa spune cartea asta și așa vom crede până când ne punem mâinile pe piept. Pentru că a noastră credință este autentică dacă credem tot ce scrie aici. Indiferent cât este de supranatural, de imposibil de înțeles, dar foarte posibil de crezut. Cum poți să spui tu, om care te pretinzi creștin, că vor fi mântuiți toți oamenii, indiferent de religia pe care o au? Rușine este puțin. Rușine este puțin. Iartă-mă, dar nu ești creștin cum nu sunt eu. N-am niciun exemplu. Cine citește cartea asta, crede ce spune cartea aceasta. N-are nicio importanță cât de exclusivist este ce spune cartea asta. E adevărat, recunosc că este exclusivist. Asta îl elimină pe Buddha, asta elimină celelalte religii. Hristos e Mântuitorul. Cine a murit pe cruce? Cine a coborât din cer? Buddha vrea să se ducă la cer. Mahomet vrea să se ducă la cer. Confucius vrea să se ducă la cer. Și noi doi vrem să mergem la cer. Dar Hristos a venit din cer. A spus, nimeni n-a văzut pe Tatăl, dar eu l-am văzut pe Tatăl. Și cine mă vede pe mine, l-a văzut pe Tatăl, că eu sunt ca Tatăl. Hristos e unic. Unicitatea lui Hristos creează exclusivitate. Creează exclusivitate. Unicitatea lui Hristos elimină concurența. Nu poți să spui, eu cred în Biblie, dar și celelalte religii sunt mântuite. Și întemeitorii celelalte religii, și ei îi pot mântui ca și Hristos. Nu ți-e rușine să spui asta în timp ce te pretinzi urmașa lui Hristos? Asta e blasfemie. Măcar ia-ți un Coran la subțioară și după aceea fă ce vrei și spune ce vrei. Nu mai ține în subțioară cartea asta care te va judeca într-o zi, pentru că ai purtat coperțile unui conținut pe care îl negi și pe care îl blasfemiezi. Creștinismul creează supranaturalism și creează exclusivism. Încerc să spun în cele 5 minute câteva exemple. Creștinismul, în primul rând, confruntă autoritatea civilă. Aduceți-vă aminte, apostolii și Ștefan, în capitolele 4, 5, 6, 7, ei merg în piață și vin autoritățile, vine poliția și spune, nu aveți voie să predicați aici. Și apostolii spun, suntem cetățenii planetei Pământ? Și ne-a trimis Dumnezeu să predicăm.
Vă închidem! Și dacă ne închideți, ce? Vă aduceți aminte de argumentul lor? Argumentul lor este de bun simț. Băi, oameni buni, înțelegem că aveți caschetă, pistol și bastoane. Înțelegem că sunteți împuterniciți de consiliile omenești. Spuneți voi, ar fi normal pentru noi să vă ascultăm pe voi și să nu-L ascultăm pe Dumnezeu care ne-a trimis? Voi, prin faptul că ne interziceți, ne puneți în situația să alegem. Dacă vă alegem pe voi, ne ridicăm împotriva lui Dumnezeu care ne-a trimis să predicăm Evanghelia. Iar dacă îl ascultăm pe El, ne ridicăm împotriva noastră. Ascultați-ne, ne vom ridica împotriva voastră. Nu din lipsă de respect, nu din nebunie, nu din tupeu și obrăznicie. Ne-a trimis Dumnezeu la pușcărie cu voi. La pușcărie. La pușcărie. Dacă ăsta e prețul pentru a predica și pentru a-L asculta pe Dumnezeu, acceptăm. Dacă ăsta este un rău, e un flagrant, este un delict, este o fără de lege, se constituie în ceva interzis, atunci pe noi ne-a trimis Dumnezeu să facem lucrul ăsta interzis. Vă suntem datori să mergem la pușcărie? Vom merge. Dacă Dumnezeu nu ne scapă, vom merge. Creștinismul a confruntat autoritatea civilă care spune nu mai predica. Dar cine ești dumneata să-mi spui mie să nu mai predic? Când mie Dumnezeu mi-a spus să predic. Dacă nu crezi, nu crede liniștit! Eu nu te oblig să crezi, dar dumneata de ce mă oblig să nu cred? E stăpânul meu? M-ai creat dumneata pe mine? Că ai pistol și-ți faci de cap? Fă-ți, că mult timp nu mai ai până când omul moare o singură dată și apoi vine judecata. Cei mai mulți dintre apostoli au murit uciși. Știți de ce? Pentru că au ascultat mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Știți de ce nu prea mai mor mulți uciși? Logica aici este suficientă. Nu trebuie credință. Al doilea lucru este că creștinismul, iertați în cacofonia, a confruntat iudaismul. Corneliu are un vis, vine un înger la el, se duce un înger și la Petru și Petru spune, eu nu intru în casă la păgâni. Dacă ăsta nu se taie împrejur și nu împlinește legea, nu mă duc la el. Și vine un înger și îi spune, du-te. Știți, fața de masă, mâncarea necurată, care era un fel de comparație. Și Petru se duce cu strângere de inimă. Dar ce vor zice apostolii? Băi, Petrule, nu vrei să te gândești ce va zice Dumnezeu că nu asculți? La asta, nu vrei să te gândești, Petrule? Ai îmbătrânit, Petrule? Umbli după Domnul de o grămadă de ani, tot cu frica de oameni ești? La unii le era frică de autoritatea civilă. La alții le este frică de autoritatea religioasă. Dar de Dumnezeu când îți va fi frică? Când vei avea teamă de Domnul să spui, nu te temi tu de Dumnezeu, eu să-mi zic mie, nu te temi tu de Dumnezeu, Luigi Mițoi, că ți-a făcut Dumnezeu bine, te temi când e autoritatea civilă, când e autoritatea religioasă, te condamnă, te comandă toată lumea, Dumnezeu când va avea dreptul să te comande? Pe Dumnezeul meu îl pun la rând tot timpul la urmă. El cade întotdeauna pe locul 2. De ce? Pentru că ei cresc concurența, autoritatea civilă sau autoritatea religioasă. Apoi, a treia confruntare este cu spiritismul. Uitați-vă în Faptele Apostolilor, capitolul 16. Aici, niște exorciști iudei au încercat să prezinte mesajul lui Pavel instigator la adresa Imperiului Roman. Și a pus în concurență spiritismul cu creștinismul. Autoritatea civilă, autoritatea religioasă, iudaismul, și autoritatea demonică, spiritismul. Și mai este ceva. Mai este filozofia grecească, Areopago. Pavel se duce acolo și au epuizat gloanțele, au avut un glonț cu autoritatea civilă. Apostolul i-a spus, aici suntem, faceți-ne ce vreți. Dar până ne faceți ce vreți, noi facem ce trebuie. Îl predicăm pe Iisus, care s-a născut din fecioară, care a murit și a înviat, care s-a înălțat la cer și, atenție, stă să vină din nou! Apoi au tăbărât religioșii pe el, iudaizatorii, apoi spiritiștii, cei care lucrează cu duhurile dracilor, ale diavolului și, în final, filozofia greacă.
S-a dus Pavel acolo și toți filozofii l-au ascultat și au râs de el. Creștinismul a fost confruntat de filozofia greacă. Și Pavel le-a spus și lor aceleași argumente. E Dumnezeu care s-a întrupat din fecioară. A murit, dar a înviat a treia zi. Ca să judece vii și morți, inclusiv pe mine și pe voi. Când au auzit ei de învierea morților și de judecata viitoare, s-au făcut foc și pară. Și din capitolul 19 până în 28, unde Pavel este dus în calitate de prizonier la Roma, sunt o grămadă de alte exemple care vorbesc despre nevoia de împuternicire. Cum vom sta noi în fața autorității civile când va veni cu pistolul, cu legea, cu amenințare, cu restricții și îți va spune, îți pierzi libertatea, îți pierzi drepturile, îți pierzi familia, te băgăm la închisoare, îți confiscăm casa, te dăm afară de la lucru, tot felul de posibile urmări. Și atunci spui, domnule, am și eu nevastă și copii, am sorry, să se ducă păstorul, că de-aia ai plătit, să ducă el în evangelizare. Dacă așa ar fi zis și apostolii și s-ar fi dus numai Petru, pe cine ar fi evangelizat? Probabil pe soacră sa și probabil pe familia lui extinsă, probabil doi vecini și probabil pe cel care, eu știu ce să zic, vindea la magazinul din centrul orașului. Apoi toate celelalte instanțe pe care creștinismul le confruntă. Oameni dragi, de ce nu predicăm astăzi în oraș? Pentru că oameni, autoritatea nu ne mai dă voie. Ne spune, mergeți în clădirea voastră, încuiați-vă ușa și acolo rugați-vă și cântați cât vreți. Să nu vă audă lumea. De ce să se pocăiască și ei? Destul că v-ați pocăi voi. Nici nu putem să scăpăm de voi. Apoi ne confruntă celelalte religii. Alții ne confruntă cu sabia. Știți dumneavoastră că nu vreau să intru în detalii. Ne confruntă duhurile demonilor. Și spune, domnule, eu nu mă duc acolo, eu nu fac exorcizări, eu nu mă implic în treburi de-astea, că mi-e frică să nu sară vreun duh pe mine. Alții spun, ăștia sunt doctori, ăștia sunt oameni culți, ăștia sunt oameni de știință, eu n-am argumentele necesare ca să stau în fața filozofilor greci astăzi. Și pe cine nu împușc cu pistolul, îl împușcă cu carabina. Și pe cine nu omor cu tunul, îi arunci o bombă. Și până la urmă creștinismul este desființat, limitat și restrâns. Ori de autoritatea civilă, ori de cea religioasă, ori de cea demonică, ori de cea filozofică. În ciuda faptului că toate patru n-au nicio șansă împotriva lui Dumnezeu. Frați și surori, împuternicirea este suficientă. Pentru că Dumnezeu intră în noi. Știți care este problema mea? Problema mea este că mergem până la jumătatea drumului. Venim, primim și apoi cu ce am primit, în loc să ne ducem până la marginile pământului, mergem până acasă. Puteți să mă suferiți când spun asta? Știu că e greu să mă suferiți. Pentru că asta este o confruntare, dar de data asta numai între noi doi. Primim și după aceea ne ducem până acasă și înapoi la biserică. Până acasă și înapoi la biserică. Vreți să-mi spuneți când aveți de gând să plecăm din zona asta și să mergem până la marginea pământului? Nu eu vă trimit. Ne-a trimis pe toți Iisus Hristos. Oameni dragi, când primim puterea, nu o primim pentru etichetele noastre și statutul nostru. O primim pentru a predica Evanghelia în lume și pentru a zidi biserică, pentru a zidi membrii din biserică, din comunitatea religioasă. Aceasta este menirea noastră, să fim împuterniciți, să prezentăm supranaturalism, exclusivism și în ciuda amenințărilor, a riscurilor și a prețului plătit, trebuie să-L urmăm pe Iisus. În ziua în care va veni, doar lucrul acesta va conta, nu religiozitatea. Că musulmanii s-ar putea să fie mai religioși decât noi. Dacă se ia după examenul rugăciune, ei se roagă de 5 ori pe zi. Nu știu dacă noi ne rugăm de 5 ori pe zi. Să ne ajute Dumnezeu să ne rugăm măcar de 5 ori pe zi. Haideți să ne ridicăm, frați și surori, și să ne rugăm. Iar din cele ce socotiți că vin de la Duhul, puneți-le la inimă și rugați-vă. Aveți îndrăzneala și rugați-vă. Doamne, folosește-te și de mine. Doamne, folosește-te și de mine și de casa mea. Să intrăm în rugăciune cu adunare.